Dar sunt așa dezamăgit pentru că, în opinia mea, merita 3 puncte, chiar dacă ei au avut posesia și au pus presiune. Până la urmă am avut un joc cursiv, multe faze construite, situații bune de a marca, am avut două situații bune să facem 3-1. Ocazii n-au avut, bine, până la urmă nu este treaba mea, dar din punct de vedere defensiv au stat băieții foarte bine și ca efort au venit numai cu mingi lungi în careu și până la urmă s-a întâmplat ce nu trebuia să se întâmple, minutul 93. Este când pierzi în minutul 93, normal că apare frustrarea, dar ăsta este fotbalul și probabil astea se vor întoarce. Devine un clișeu când o echipă merge bine să întrebăm care-i secretul. Dar pe tine te întrebăm care-i secretul și pentru faptul că, iată, nu pierdeți, deși sunt atât de mari problemele la echipă. Care-i ideea ta? Nu e vorba de secret. Pentru că și fotbaliștii ne spuneau că vorbesc în vestiar în fiecare zi despre problemele astea și ea pasă. Da, știu că vorbesc între ei și cu mine și cu noi, staff-ul și zilnic, dar chiar n-aș vrea la acest flash să vorbesc despre situația financiară. Au vorbit jucătorii, probabil, aceleași întrebări mereu, m-am săturat. Ca antrenor nu cred că este bine ca eu să vorbesc de situația asta de financiară. Secret nu există, este muncă și, într-adevăr, asta este, să zicem așa, ce înseamnă să antrenorul să aibă o stabilitate la o echipă. Să ai un an și ceva lucrând cu ei, normal că atunci pui în practică ceea ce lucrezi. Dacă după anumite meciuri, după anumite rezultate negative apare imediat, știu, neîncrederea, se schimbă antrenorul, normal că tu n-ai cum să arăți. Eu ca antrenor și nici echipa respectivă. În ceea ce ne privește pe noi, ați văzut primul 11, în afară de Buti, este echipa care a promovat. Ce înseamnă asta? Trebuie să avem încredere și în jucătorii noștri români. Normal că sunt foarte mulți jucători străini care vin liberi. Cu toții ne dorim jucători mai buni, ne dorim să avem un lot nu numai numeric și valoric. Noi nu putem să aducem, mi-aș fi dorit, nu foarte mulți jucători, dar să mai vină tocmai în ideea în care nu vreau, și le-am spus jucătorilor, nu vreau să ne batem la retrogradare, vreau mai mult. Dar ăștia suntem. Din punct de vedere numeric, e posibil să-l pierde și Bababa. Până la urmă, nu-mi doresc asta, dar pentru binele echipei și vreau să-i văd că zâmbesc, că și-or lua un salariu sau două din banii pe care ei vor lua pe Baba, probabil, m-aș bucura și pentru el, în primul rând, și pentru și băieții ăștia. Și felicit pentru că, ca și atitudine, jos pălăria, acum o să bucure de un punct. Normal, pe lângă frustrare, apar aceleași probleme, aceleași gânduri și nimeni, probabil, nu o să facă nimic nici săptămâna asta. După punctul acesta, nu mai sunteți invidios pe Nicolae Dică? Spuneați înaintea meciului că sunteți un pic invidios așa pe celotare. După acest punct, parcă vă place așa echipa dumneavoastră? Pentru că nu, dar echipa mea mi-a plăcut de la început și v-am spus că sunt antrenori cărora nu le place să joace fotbal. Eu vreau să joc fotbal. Acum nu reușim mereu. Sunt momente, sunt frânturi în joc în care reușim și momente în care adversarul ne pune sub presiune, au calitate. Normal că, datorită calității jucătorilor, și au pus presiunea asta și a trebuit să facem efort. În momentul în care am câștigat mingea, apar și momente de lipsă de lucitate, o pierdem din nou. Însă îmi doresc să jucăm frumos. Acum, normal că la un moment dat degeaba joci frumos dacă nu ai rezultate. Suntem bine, însă, încă o dată spun, îmi pare rău pentru aceste două puncte pe care consider că le-am pierdut. Începe Hermann Stadu să devină o certitudine și să nu mai fie doar o surpriză? Nu știu, haideți să-i spunem surpriza plăcută a acestui început de campionat în continuare. Certitudine, vin meciuri din ce în ce mai grele, chiar săptămâna asta sunt 3 meciuri, odată cu acest meci cu FCSB-ul, avem joi cu Craiova, urmă luni la FC Argeș. Va trebui iar să schimbăm echipa, pentru că nu vreau să apară accidentările. Pentru mine asta este prioritar. Vreau ca jucătorii să intre și jucătorii care sunt mai proaspeți. Este normal, am încredere în toți jucătorii. Dar certitudine, probabil dacă vom ajunge peste vreo 5-6 etape pe locuri de play-off, probabil va fi o certitudine. Vă mulțumim. Plăcere.